întrebarea asta mi-am amintit de acel vers al lui Nicolae Labiș: trăiesc în altă lume decât voi. Și o spun cu drag, pentru că în preajma Iuliei Gorneanu, nu mai știu în ce secol sunt. Suntem în secolul, sfârșit de secol 18, început de secol 20. Suntem în puțin suprarealism, în miracolul acestor creații populare absolut zguduitoare. Această bluză de contesă româncă e făcută într-un sat. Sigur. Rupea, lângă Brașov. Rupea. Uitați câtă delicatețe putea să existe în mintea acelei, nu zic croitorețe, că e puțin spus, acelei doamne sau domnișoare care a croit această mânecă, da? Absolut nemaipomenită. Cum să are o denumire asta? Da, cămașă cu mânecă învârtită. Însă deci este cămașe cu mânecă învârtită sau învârtită. Răsucită. Absolut, da. Cu pumnaș. Deci... Iulia este din altă lume decât... ăsta e adevărul. Ea e dacă vreți, o artistă, o actriță, un filozof, pentru că are și, dacă vreți, teme filozofice legate de îmbrăcăminte, da? Un istoric, dacă vreți, al artei și al bunului gust, pentru că ea a pozat în hainele reginei Maria. Și semănai cu ea, cum naiba? Mircea, în primul rând, la tine sunt cumva acasă, pentru că ne leagă vreo 20 ceva de ani. 20 de ani. De cetate. Da. Acum mi-am amintit că pe Mambo Siria i-am descoperit. Și ai și botezat. Erai și tu de față, era și ea de față. Era și Pleșu, era? Da. Andrei Pleșu. Am o fotografie cu el dansând. Sculptorul Buculei, cred că era. Da, Ion Groșan. Ion Groșan, da. Am trăit niște chestii incredibile. Iulia, fii atentă. A venit însoțită iarăși de o artistă care nu poate fi categorisită, pentru că și ea este din altă lume. Ne căutăm lumile. Nu ne mai și ne unim în trib. Umblăm după noi și nu ne mai găsim. Este ultra talentată, are inteligență artistică și curajoasă, pentru că în această lume în care toată lumea, mulți tâmpiți fac alergie la arta rusească, adică din pricina politicii actuale, unii nu mai citesc Dostoievski sau Tolstoi. Oh, Doamne! I-a scos un album. Un album? Cu muzică rusească. Ia zi una.
Zic acum una. Una de ale noastre, nu tine de la Moldova. Și așa suntem categorisiți ca Argeș KGB. Aia ar toți. Poate fi Esenin, poate fi bunicul Esenin. Cântec popular. Poate fi rusesc, un cântec popular. Fi... Firește de dragoste. Da, 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 da. Fii atent, eu astăzi vreau să te dau gata. Gătesc o chestie chiar suprarealistă. Am aici niște usturoi micuți, am găsit acum iarna, știi? Copilaj de usturoi. Nu miroase foarte tare, dar are parfumul ăla delicat al usturoiului, că poate fi și usturoiul delicat. Și am zis, domnule, dacă vii tu care ai și obsesia hainelor albe, n-am gătit pentru tine, amândouă n-am gătit pentru tine. Îți gătesc cu ceapă albă, cu usturoi alb, și în preajma unor lămâi înfloriți, pentru că m-am gândit la un moment dat, dacă o să leg într-o zi usturoi pe aici, discret așa, multă lume o să creadă că lămâiul poate să producă și usturoi. Sunt rude, toate plantele astea sunt rude, în ciuda miraismelor diferite, în fine. Știi ce vreau să fac? Fii atentă. O chestie nemaipomenită. Multe bunătăți apar când te aștepți mai puțin. Adică, dacă ieri, de exemplu, am avut o masă mai cu invitați, în fine, și am avut și plăcintă. Am făcut plăcintă la un moment dat. Și mi-au rămas niște bucăți de plăcintă și m-am gândit ce ar fi să-ți fac eu astăzi un ardei ăsta pe care l-am copt, un soi de verișor al capia, nu este chiar capia asta clasic, pe care o să-l umplu cu plăcintă. Plăcinta genială, de altfel am gustat. Ai gustat dinainte, da. Dar știi cum va fi dacă eu iau această plăcintă și o rup, da? Și o amestec cu... Postmodern. Postmodern. O să o amestec cu puțină frișcă neîndulcită, da? O să pun
și puțin măcriș de-al meu celebru, da? Pentru că una dintre cele mai bune plăcinte, chiar grecește, este plăcinta cu brânză și spanac. Eu folosesc o chestie mai fină decât spanacul, și anume acest măcriș, pe care îl pun în primăvara sau vara, chiar și acum mai este, a fost clima asta foarte drăguță, îl pun la într-un ceaun, prăjesc și apa ardei, nu știu, și pun măcrișul ăla acolo și este un soi de zacuscă de măcriș, dacă vrei, știi? Și m-am gândit așa, dacă amestec toată chestia asta, că gustul este minunat, că își împrumută de la... Tu ai mai făcut chestia asta până acum sau e premieră? N-am mai făcut, mă jur. E premieră. N-are cum să iasă rău. Mai și ceva foarte bun, pentru că uite, parcă... E cu vrajă, cu alchimie. Salivez aproape. Fii atent ce fac. Ca și mai face un ardei umplut, dar nu-l umpli cu carne banală, cu porc, chiar să vedem, să dau mai... Așa. O să pun puțin ulei. Deci fac un sos. Sosul îl fac din... Nu este. Ceapa este regina mâncării. Mulți oameni mediocri au alergie fie la ceapă, la usturoi, pare că e o chestie de neam prost. Nu e de neam prost. Ceapa este de o mare finețe, de fapt, știi? Și toată bucătăria franțuzească, care e o bucătărie ultra, dacă vreți, gustoasă, dar și snoabă, pe de altă parte, se bazează pe ceapă, pe praz, da? Și nu se rușinează nimeni. La noi, dacă dai o ceapă, de exemplu, cum am avut eu de curând, am avut această întâmplare, au venit la un moment dat niște doamne de o bancă, a făcut la mine un team building și directorul băncii a venit cu vreo 20 de domnișoare, știi? Și eu le-am pus pe lângă brânza ceapă, bă, le-am văzut așa ca o referă. Ceapă, zice, n-am mai mâncat de când era mică. N-am mai văzut, mănânc ceapă, miroase la ceapă. Bă, au mâncat ceapă, au ronțăit la ceapă, de parcă portocala ar fi fost o rudă săracă a ceapei, ceea ce și probabil că este până la urmă. Deci orice mâncare adevărată începe cu prăjitul ceapei, da? O învârți puțin până se îngălbenește, da? Eu stau cu minte și iau notițe, nu mă pricep la gătit, decât la gătit pentru tine când mă gătesc eu însămi. Așa, eu gătesc, dar ea se gătește. Da. Noi ne-am gătit special pentru tine, așa, amândouă. Ia zic. Ne-a ajutat și Larisa. Aha. Și ne-a rugat să nu plângem, să nu-i stricăm machiajul. Aha. Da. Deci e o diferență între a te găti și a găti? Hă? Nu e mare în fond, diferență. Și aici trebuie o oarecare... Estetica lucrului. Estetică și o inteligență artistică. Evident. Că, și multă imaginație. Și mâncarea bună ține de inteligență și de imaginație și ceea ce eu încerc să tot fac. Bine, unii tâmpit să miră sau chiar mă înjură că de ce folosesc portocală. O să folosesc și portocală aici. Întotdeauna să dea un gust plăcut, așa, dulce, acrișor, acestei mâncări. Deci am pus ceapa, da? Mm-hmm. O să arunc și cu milă, totuși. Da, că arată adorabil. Doamnele și domnișoare care suferă când se gătește carne, ar trebui să sufere și din faptul că eu acești pruncuți de usturoi, da. Eu îi arunc fără milă. Sper că mai ai unul să-mi pun în cosiță. Cum? Sper că mai ai unul să-mi pun în cosiță. Mai am acolo, perfect. Da. Perfect. Arată absolut super și ți-am spus. Da. Așa, am pus asta. În timp ce ei se dustuiesc așa puțin, am dat focul mai încet, o să iau această combinație, am zis, așa. Da? O să fac și roșii umplute cu plăcintă, da?
N-ai mai mâncat, nu? Nu. Cred că n-a mâncat nimeni. La tine bunătăți întotdeauna. Deci o roșie de așa ceva? Asta e roșie de câmp. Eu am luat-o cu vreș cu tot de la cineva, de la Calafat. Și le-am și miroase roșie. Da. Le-am ținut pe vrejul ăla până s-au copt ele așa. Bun, și ce fac? Deci acest amestec, în loc să pun carne tocată sau nu știu ce, da? Da? O să umplu cu plăcintă tocată, cu măcriș, da? Și cu puțină... o pun deja aici la fiert. În acela să-ți spui timp, că te ajut dacă e de dat la mână. Acest ardei... Mă și pregătesc în sensul ăsta. Dau sămânța la o parte. O să-l umplu și pe are el. Are aceea soartă ca roșia. Aceea soartă ca roșia să aibă. Da. Abia aștept să termin să mă ocup și de farfurii. Îmi place spartul nunții la maxim în general. Așa. Strânsul de pe masă. Una la mână. Mai fac o roșie. Vrei să umpli și tu? Nu. Dacă vrei. Ia, hai să te văd. Curaj. Da, linguriță n-am. Ia-o asta. Na, ia-o așa. Să-ți pregătesc încă un ardei. E o mâncare originală, nu știu cum să-i zic. O să-i punem un nume, cum ai botezat fanfara din Dârvari. Acum 20 de ani. Mambosiria. Ia, umple și chestia asta. Da, acum profiți. Mai mesecăm între timp și înceapă. Va fi o mâncare foarte interesantă. Deci este o mâncare de post. Sper să uite și cucoanele care știu să gătească chestii fine, dar chiar și doamnele care gătesc în o fi bine, nu o fi bine? E bine. Care gătesc în mănăstiri. Și eu am mâncat niște lucruri atât de fine, asta n-am mâncat în mănăstire. Sper să mă copieze așa, să mănânce și preasfințiile lor cu asemenea bunătăți, da? O să pun puțin vin. Trebuie să-l pregătești tu ca să poți să-l umplu. Vinul este, nu mai trebuie să spun, este atât de important la gătit, da? Pentru că își lasă alcoolul să... O doamnă mi-a zis, da, gătiți cu vin și mi-e frică să-i dau copilului meu. Păi dați-i liniștit că prin fierbere vinul își pierde alcoolul. Deci rămâne numai ce dulceața lui și parfumul lui, da? Așa, hai, gata, chiar dacă mai rămân niște... Hai că... Vrei tu să-l umpli, da? Nu, cred că l-am distrus. Nu l-ai distrus. Deci gândește că aici mănânci cum ar veni o plăcintă cu brânză rămasă de cu seară, da? În care am pus măcriș. Dar măcrișul, cum o fi făcut măcrișul ăsta? Măcrișul gustă, poți să guști. Este rețeta mea de măcriș. Toate băbuțele de la Calafat, doamnele s-au supărat unele când le-am zis băbuțe, că una mea zis, domnule, spuneți că faceți băbuțe, dar dumneavoastră sunteți cu 3 ani mai mare ca mine. Este absolut nemaipomenit de gustos, da? Mai punem o roșie. Stai că avem șervețele. Da, ia din asta. Deci cu o lingură o răsucim așa. Da? Da. Punem plăcintuța. Este demențial. De obicei, știi, plăcintă umplută cu nu știu ce, știi? Noi facem... Invers. Am schimbat ordinea mondială a plăcintei. Ai schimbat-o și în poezie. Și în poezie am schimbat-o. Da. Deci am făcut... Mai punem o roșie ca să fie... Să nu se supere? Cum? Mai punem și o roșie? Mai punem, am pus, da. Roșiile, miezul roșilor rămase, le punem și pe ele
Mama mea, da? Asta se mănâncă cu sare așa cum e, nu mai punem ardei. Mănânc o taie eu și hai că mai bag un ardei eu, în timp ce tu poți să mănânci roșia aia, da? Mm-hmm. Scoatem semincioarele și umplem și pădânsa cu plăcintuță. Băi, pe cuvânt, ați fi la o revoluție gastronomică. Am schimbat ideea de plăcintă, așa, care e umplută cu brânză, cu chestii, cu chestii așa, și am băgat plăcintă. Și a devenit umplutura. Plăcintă de umplutura. Dar zice, știi ce? Pentru că poate s-au mai făcut chestii mai cu brânză. Mai e musai să-ți iasă bună, cu... că ai distruge altfel bunătatea de plăcintă. Nu, este foarte bună. Păi nu, n-are cum să iasă, știi? Adică când pui lucruri foarte bune, da. Și la prăjit... Teoretic așa e. Teoretic și practic, e nemaipomenită, știi? Super, bine. Asta mea. Mi-am lins un deget. Mă cer că mulți sunt indignați de felul meu de a găti, că n-am mănuși. Aolo. Da. Eu am gustat și cu furculița direct din măcriș. Aud, s-ar putea să avem o problemă. Așa. Ce mai pun? La o mâncare fină, întotdeauna puteți să adăugați și la tocănița de cartofi, știi? Mm. Stafide. Stafidele nu se pun mai în cozonac. Stafidele și romanii... Avem coș? Puneau în diferite sosuri stafide, adică strugurile ăsta stafidit. De aici vine, nu? Și denumirea, da? Îi lasă parfumul și mai pun și chestia asta, poate o să te mire. Nuca. Zdrobită. Nuca zdrobită, unctuoasă așa. După ce fierbe și își ia și ea la rândul ei gust de roșie, de măcriș, de... Mâncare e o mâncare mediteraneană, deși noi nu suntem chiar în Mediterana, dar dacă ne gândim că spațiul ăsta al nostru a fost cucerit fără vărsare de sânge, să știi, acum 2000 de ani au venit oameni din Grecia și au făcut pățărul Mării Negre. Fenicieni. Da, cetăți. Era o climă blândă, creșteau aici lucruri pe care nu creșteau în Grecia, unde era uscăciunea mai mare. S-au simțit foarte bine, știi? Și nici n-au lăsat, n-a fost cu mare vărsare de sânge. Asta mi se pare foarte frumos. Că Hitler, Calatis, toate aceste colonii grecești, păi m-au venit romanii și au făcut, ei au mai făcut niște, punem acolo ce e? Aici au fost niște frișcă. Frișcă? Frișcă neîndulcită, știi? Pur și simplu e o smântână. Ca o smântână fină, o smântână fină, foarte dulce și foarte fină. Exact. Bun. E această mâncare... O să pun mai puțină sare și o să pun puțin chimen. Sare adevărată, faină. Sare adevărată, da. Aici la cetate, în fiecare duminică, este târg. Și vine un domn cu o mașină cu bulgări mari de sare. Ioi. Și fără neiodată, sare naturală, absolut, știi? Și interesant că într-un bulgăre de la eu am găsit o scoică odată și mi s-a părut nemaipomenit că... Incredibil. Toți stâmpiții ăștia care cumpără sare de asta scumpă, zic că e sare, cea mai curată sare de mare, nu este curată. Sarea de mare de la care se vinde peste tot e sare dintr-o mare poluată. Și ăștia bagă în gropile alea apropiate de sărb apă, o lasă să se... evaporă și rămâne sarea de mare. Așa zic, e sare de mare. Asta e sare de mare ce mâncăm noi din România, în,
vârfurile astea ale munților au fost în fundul unor mări. Și această sare grunjoasă asta mare este sare de mare de acum 5.000 de ani, 10.000 de ani. Sau, Apropo, Mișa, ce spuneai tu cu... Cu grecii care au venit și așa. Tu știi că memoria colectivă păstrează relictual chestiile astea. Apare frecvent tema în Colint, vătaful corăbier. Da. Da. Cum? Vătaful? Vătaful este șeful cetei de colindători, cetei de feciori colindători. Și apare tema asta frecvent de vătaf corăbier. Îți dai seama cât de vechi sunt textele astea și cum au ajuns ele până la noi. Dar e interesant, știi în Apuseni, în zone unde nicio treabă cu marea. Vătaful, care e un termen cam vătaf, pare ceva... E șeful cetei de colindători. E șeful cetei de colindători, da. Foarte acum interesant. Acum se activează de Sfântul Nicolae. Și rămâne ca cea mai arhaică formă de colindat, ăsta colindatul în ceată bărbătească, până după bobotează, când se sparge ceata. E gustă? E chestie extraordinară. Stai așa, suflă să puțin. Nu suflu bine și să nu pătezi ea. Măi, e foarte sofisticat. Sofisticat? Nu e neapărat un compliment, am impresia, știi? E bun. E sofisticat, dar este foarte bun. Foarte, știi? Foarte bun. E foarte fin, știi? Te aștepta cum ar veni foarte să fie. Foarte bun. E foarte fin, da? Pot să pun și niște mărare în final, nu știu, dar are usturoiul ăsta delicat, da? Pur și simplu... E delicios, a ieșit o... Cum? E delicios. A ieșit o mâncare... O să mâncăm împreună și cu prietena ta. Poate ne mai spui ceva. Că o mâncare este mai bună dacă cu poveste. Se încheie cu o poveste muzicală, da? A, ce fain, Maria. La margine de București, pe strada mea umbrită de doi tei, cu și-n colț cu-n grătar de mititei. Acolo aș vrea să fii și tu, acolo în margine de București, cât dragostea mea și tu tot așa să mă iubești. Să stăm la noi acasă, chefuim, și să nu știe cârciumarii, și de-avem chef de cântec, să cântăm, să facem noi pe lăutarii. La margine de București, aș vrea să vii, doar noi doi să fim și să ne iubim cât o trăim. București, mahala cui de vise, pentru ce te-am lăsat și-am plecat. Când legați știam că suntem ca doi buni frați, aici tata pe mama iubise. Pentru ce am plecat de aici, din mahala, când am iubit. La margine de București, pe strada mea cu praf și cu noroi, ce mândru mă țin că îmi ești vecin mai bun.
asta e interesant că eu am fugit din București, eu nu mai suport București, sincer să fiu. Ideea este următoarea. București a avut un farmec absolut demențial pe vremea comunismului, când am venit eu în București. Prima dată aveam 17 ani, mi-a părut niște poezii în revista Luceafărul și trebuia să iau bani de la caserie. Voi cite o poezie, ultima poezie pe care am scris-o, acum două zile, Domnișoară, Doamnă, clipă. Dacă ochiul meu petrece, domnișoară, poezie, sângele se culcă în zece pe o tulbure trezie. Scot din somn cu ploapa stângă îngerii uscați în rouă, sunt pe aproape, sunt pe lângă lunecoasa Doamnă nouă. Mai not copilăria unde moartea pupă vinul, amețindu-mi hergelia orbului din opt, destinul. Mă iubește, nebunește, parfumând scrisori de noapte, dacă aș ști cum se numește, aș intra la Doamna șapte. Dar, boem, facă-se voia celor răstigniți pe oase, calule se roagă Troia, îți dau fândă-mi șase-șase. Oul cinci cu o spărtură în tăcerea mea imită, dulcea blestemata gură, când mirasă, când cernită. Ah, angelic pot să latru la un om intrat în câine, sub piciorul Doamnei patru azvălind puține pâine. Piciul melancolic toarce poeziile sub piele, până tandru se întoarce domnul trei să mi le spele. Don Quixote, uite moara, nu-i nici tânără, nici veche, îți întinde subțioara pentru o palidă pereche. Dacă totuși mă mai doare nisipul orb o icră, sunt clepsit răcălătoare, domnișoară, doamnă. Bă, și m-am trezit din orașul meu de provincie, Slobozia, într-un oraș absolut fascinant era. Era o perioadă a dezghețului, după 67, aveam 17 ani, când... Erau de toate. Da, a fost perioada aia în care murise Gheorghe Udeș, venise Ceaușescu și Ceaușescu încă nu nebunise. Nu exista nicio fotografie a lui Ceaușescu, nici măcar în Scânteia. Noi nu știm să vorbim despre istoria noastră recentă. Deci nicio fotografie a lui Ceaușescu nu apărea în... pentru că s-a vorbit totuși, au vorbit ei despre perioada stalinistă cu procesul Pătrășcanu, știi? Și erau încă complexați noi activiști de partid, așa. În magazinul istoric, dacă cineva are colecția, o să vedeți că nu există numele lui Ceaușescu pomenit niciodată. Vreme de din 64, 65, 66, 67, 70, până 71, când a fost în Coreea și în China și l-a apucat nebunia. S-a virusat și el, tot de acolo. Dar orașul în sine era un oraș plin de farmec. Vă știți că boema bucureșteană a existat în perioada aia și aveam un farmec mult mai nebun. Eu nu știu ce înseamnă acum boemă. Ăștia care se îmbată ca proștii și țipă și mă zice, nu. Băi, erau artiști boemi, erau actori boemi, scriitori boemi, poeți boemi, că erau niște domni. Deci existau domni pe vremea tovarășilor comuniști, existau domni în lumea, lumea literară și în lumea artistică. Era clar că n-aveau cum să dispară brusc domnii, deci n-aveau cum să Ba da, piară. Pentru că în perioada stalinistă au cam dispărut domnii. În anii 50-60, dacă purtai pălărie, erai considerat dușman al poporului, nu? A fost o deschidere, dezgheț se chema. După ce și în Rusia, care intra în marea criză a comunismului, înțelegi, au început și în țările astea, satelite, așa, să îngurească portocalii, lămâii, da? Erau restaurante absolut formidabile. Găseai în 68 au apărut mandatari. Ce erau mandatari? Niște domni care aveau voie să scoată, să deschidă restaurante particulare. În 78? În 68. 68. Și erau restaurant ținut de particular, de așa se chemă, mandatari. Băi, se putea mânca în România mai bine ca în cele două războaie mondiale, știi, când erau numai, da? N-a durat ca orice minune, a durat vreo 3-4 ani, știi? Au început controlele, chestii, nu știu ce, că se îmbogățeau, că toată lumea mergea la aceste restaurante. Erau magazine extraordinare, știi? Gostaturile, știi? Erau celebre. Deși acum ar veni, trăim de 30 și
de ani în societatea de consum, eu încă n-am văzut magazine de talie alora pe care le-am văzut în Piața Amzei, unde atârnau berbecii, vacile și păsările crescute la țară în vitrine, știi? N-am mai văzut fazani, cum erau în Piața Romană, la magazinul Vânătorul și Pescarul. Fazan în pene, atârnau la în aia, iepuri de asemenea. Cum am văzut la Paris și cum în București n-am prins. Sălbate, nu de ăștia de crescătorie, știi? A fost ceva incredibil. La magazinul, era un magazin Eva și magazinul Adam. Puteai să te îmbraci cu haine românești de export, de la marile firme, știi? Atunci mi-am luat și eu un costum, după ce am terminat liceul, am prima dată, am cumpărat un costum de la Adam. Așa. Erau magazinele fondului plastic. Da, dar erau fabuloase, le-am prins și eu. Haine făcute de artiști. Da, da, super creativ. Era pe lângă cinematograful Patria. Înnebuneai. Mi-am cumpărat și eu de acolo niște cămăși de-astea când mi-au apărut niște poezii. România o luase pe o cale incredibilă, știi? În afară faptul că veneau sute de mii de turiști la mare, italieni, am avut un ghinion cumplit totuși că inteligența asta artistică a poporului român care putea să facă design colectiv, da, design colectiv cu atemporal, deci absolut atemporal. S-a ales praful, a venit cântarea românești, a fost de neam prost toată chestia asta cu hau-hau pe stadion. Veneau și uniformizarea costumului și tot. Și din trupurile lor frumoase și fragile făceau imaginea lui Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu. A fost un șoc uriaș. După urma căreia ne resimțim și astăzi, de fapt, pentru că neam prostia aia care s-a revărsat atunci peste țară... Și artizanatul s-a asemănat a rămas, și a lăsat urme, da, și da. Acum, știi? Din păcate. Dar a existat, dacă te iei după... Tu ar trebui să ții niște lecții despre inteligența artistică a oamenilor și simpli care au creat aceste... Ce înseamnă evoluția costumului în vatra satului. Cum? Ce înseamnă evoluția costumului în vatra satului. Da. Lipsa de legătură între așa zisul costum național, ce a încercat cumva casa regală să-l introducă, uniformizarea după aceea... Gândește că Regina Impera. Maria umbla... Și Regina Elisabeta, sigur. E copia, ca să zic așa, și Elisabeta, da? Da, dar țin minte că acum 15 ani am fost prima care a purtat paftale în București. Toată lumea se minuna. Da, ce sunt alea, da, am avut paftale mari. Am o colecție de paftale, da. Tu știi. Și că și eu că sunt tot încercăm să facem schimb. Iubitor de paftale, și... să facem schimb de paftale. Da, da, nu ne înțelegem la schimburi. Deci, facem schimb și ne pare rău. Paftale purtau boeroaicele, soțiile domnilor, dar purtau și fetele. Și țărâncile, erau sigur. Paftale mai ieftine, și nu erau țărâncile, neapărat din argint, da. Și apăreau în foile de zestre, apăreau și fotele care erau prețioase, paftalele, brățările de fertilitate, acelea medievale cu coarne. Eu m-am străduit, fac campanii în sensul ăsta de peste 15 ani. Am avut multe, multe expoziții în care am încercat să reactivez feminitatea din perioada respectivă, expoziții de modă veche, ca să le spun așa. Într-adevăr, am avut și expoziții în care am omagiat-o pe Regina Maria României, mult înainte de centenar. Mm-hmm. Și în același timp, expoziții în care am adus în prim plan textilele țărănești, încercând, după posibilitățile mele și cu ajutorul culegerilor, să decriptez ce înseamnă înscrisul de pe ele. Acest templu... Deci tu crezi că sunt mesaje? Că eu tot vorbesc că dacii n-au avut alfabet, n-au prea scris nimic, n-au lăsat niciun semn pe peșteri, pe ziduri, pe nu știu. Dar țărăcile astea simple au lăsat ele... Și în toată lumea, și comunitățile tribale, deci tot ce înseamnă semn pictat, tatuat, cusut, țesut, înseamnă ceva. Sigur. Este un mesaj. Da, sigur, sunt forme de a comunica. Femeia comunica când mergea la biserică. Dacă venea un bărbat din alt sat și se uita la ea, știa, inclusiv dacă e văduvă care vrea să remărite, sau după văduvă exact, care vrea să-și păstreze statutul, că erau văduve care nu mai vreau să mărite. Okay. Deci toate astea erau înscrise cumva în ținuta ei țărănească, de costum țărănesc. Și atunci acel bărbat nu gafa. La fel când se întâlneau la nedeie, la târguri... Noi n-am știut încă o dată și nici acum nu ne-am regăsit, de fapt,
matca, cumva. Da. S-a pierdut, în primul rând, satul românesc nu mai are nicio legătură cu satul de odinioară. Eu încă n-am văzut un creator de ăsta cu patru clase care a făcut acea fată care era probabil semi-analfabetă și a făcut această minunăție. Da. N-am văzut produse să imită, să mai fac chestii. Au apărut fabricuțe de ei, de nu știu ce. Deci n-au cum, pentru că înainte femeia cosea pentru ea. Își cosea cămașa pentru ea. Și atunci investea luni de zile și punea suflet și spunea povestea ei aici. Deci n-ai cum, cât ai vrea dacă o faci spre vânzare, că tot mai mult cât acum se coase la mașină și așa mai departe, dar nu despre asta e vorba. E vorba că acel rafinament dat de simplitate, ăsta s-a dus naibii. Bașca, că acele chestii nemaipomenite erau lăsate moștenire. Da, da. Fiicei, fiica au lăsat nepoate. Sigur, nepoate, erau trecute în foi de zestre. Am și eu câteva foi de zestre acasă, erau trecute piesele astea, sigur. Foaia de zestre a țăranului român? Dacă sigur. Da, da, da. Simplă și da. Da, că până la urmă căsătoria despre asta, și despre asta era. Ah, 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 ah,
o să ai meu amor, când ai înșegaște partire. Păi tu doar meu rădor, mă dici că ești așa înfără. Ce popor portughez, care acum câteva sute de ani a avut un imperiu aproape, între timp a devenit o țară amărâtă, după acelea lor război mondial, cu dictator. A devenit un popor învins. Da. Și ei ca oameni, văd să mărunței, te uiți așa și vezi... Da, umili cumva. Umili și toți... Ei au rezistat la un moment dat, capitalismul portughez a fost sinistru. Și atunci mulți dintre ei au migrat în Spania și erau măturători, știi? Și spaniolii, care sunt mai reci decât portughezi, așa, ca structură, totuși au avut o oarecare milă, ca să zic așa, față de portughezi. Și s-au vorbit între ei să, de exemplu, la restaurant să arunce pe jos șervețele, chestii, ca să, ca să le dea de muncă. Să aibă ăștia de muncă. A fost o chestie foarte interesantă, știi? Și în Germania erau foarte mulți, chiar în anii 60-70, portughezi amărâți, erau amărâți. Da. Dar ei au avut o muzică genială, mâncăruri de asemenea extraordinare. Tu ai fost în Portugalia, nu? Am fost, da. Au un bun simț și nu sunt deloc naționaliști. Eu iubesc. Nu? Cum? Ne sunt foarte asemănători cumva. Avem ceva comun, da. Într-un fel. Sunt mai blânzi decât românii, cred eu. Mai dulci. Cum? Mai dulci. Mai dulci, da, da. Niște oameni... Au fost toată un vapor de... Eram înnebunit după ei, știi? Foarte drăguți și timiși și nu știu ce. Și se bucurau de orice. Au puterea de a se bucura. Știi că... Puterea de a te bucura este o mare calitate și asta nu există. Culmea e că s-a păstrat mai la oamenii săraci, care se bucură mai degrabă decât ăștia, da. Mai bogați, care nu prea mai au organul bucuriei. Nu, săraci. Sunt snob, sunt nu știu. Cum ce, s-au săturat de lucruri. Se bucură, da. Să te miri, să te, da. Minunezi. Dar ăștia, la portughezi asta am văzut, știi, când am scos pâinile alea, știi, luau bucata de coajă de pâine, și o miroseau și vedeam cum închid ochii, așa, știi? Părea că sunt, știi, că se droghează cu mirosul de pâine coaptă, știi? Vă pot să ceva foarte simpatic. Prin 1977, am fost invitați la Paris, la marele festival internațional de poezie făcut de primăria Parisului, așa. Și era o echipă din România, tare de tot. Era Ștefan Augustin Doinaș, Marin Sorescu, nu știu, era și Romul Zvulpescu, încă ceva, și eu, și subsemnat. Și am ajuns la Paris și întâmplarea a făcut că eu l-am cunoscut la Casa Scriitorilor pe Corneliu Mănescu. Era prieten cu Eugen Jebelanu, care avea la Casa Scriitorilor masa lui specială, așa, pe colțul. Nimeni nu îndrăznea să se așeze la masa aia la restaurant. Era ocupată. Venea în fiecare seară și mânca acolo. Lui murise soția și mânca la restaurant, în fine. Și acolo l-am cunoscut pe Corneliu Mănescu. M-a prezentat Jebelanu, nu știu ce. La ministru de externe, nu? El era ambasador la ora aia la Paris, în Franța. Și a spus, domnul Mănescu, știți că peste... două săptămâni venim la festivalul de poezie. Dragul meu, uite telefonul, te rog să nu mă ocoliți, vă aștept cu drag, nu știu ce, la ambasadă. Domnul, și am ajuns la Paris să dădeam mâncare ăștia la festival. Noi nu aveam valută pe vremea, nu înțelea. Și era o cantină unde mâncau toți, mă rog, participanții la un restaurant. Dar i-am dat telefonul Corneliu Mănescu și zice, bine, veniți că vă aștept. I-am spus că suntem. Am ajuns la poarta ambasadei române, așa, care e la cuadrătură de băzi de Louvre,
și într-o casă superbă, veche, cu o grădină, în fine. Dar la poarta aia de fier forșat, punem bună ziua băiatului care portarului, zic, suntem o echipă de scriitori români în finala festivalului și am fost invitat de un ambasador la masă, în fine. Ăsta se uită încruntat la noi așa cu antipatie. Bine, așteptați, dar nu ne-a dat voie înăuntru. Și am stat la poartă acolo vreo jumătate de oră, cred că am stat. Până când mie mi-a sărit muștarul și am sunat, domnule, zic, suntem scriitori români, suntem invitați de ambasador, l-ați anunțat? Nu l-a anunțat, se porcul, era un securist, că după aia ne-a lămurit bătrânul. Zic, domnule, spuneți-i domnului ambasador că am plecat, nu știu. Zic, bine, așteptați, și la un moment dat, bă, vine gâfâind în fugă săracul Cornelu Mănăscu, dragii mei, mă iertați, nu știu ce, nu știu, acum m-a anunțat. Domnule, zic, dă-mi afară pe ăsta, e, zice, ce știi tu, lasă, stai liniștit. El e ambasadorul. Ăla era colonel, ăla era general, ce dracu era, știi că odată cu plecarea lui Pacepa, toți portarii de la toate ambasadele au făcut, erau securiști. Ei erau ambasadorii. Da, bun. Bă, și ne invită Cornelu Mănescu într-un salon foarte frumos și cu o masă așa, cu alune, cu covrigei, cu nu știu ce, cu mici biscuiți, cu... Și el mă zice, dragii mei, ce știți, e o problemă de o săptămână și ne-au retras fondurile de protocol de la București, nu mai avem, așa. Covrigei? Ca și voi aici, ce... pizza tăiată, așa, așa. Dar ce, din partea mea, vă dau, ne-a dat câte o sticlă de whisky și câte un cartuș de... Că se purta, mama asta era marea chestie, în fine. Și am ciugurit acolo măsline. Nu... Seara s-a deschis festivalul și un poet, Eugenio de Andrade, marele poet portughez, un tip în vârstă așa, eu aveam plete pe vremea aia, tot făcea curte așa. Era homosexual, cu siguranță, și pe urmă am aflat, da? Și... i-am dat eu o cărticică unde era traducere, nu știu ce, era, mi-a făcut un elogiu, nu știu ce, și l-am spune că ne-ar invita la masă seara la ambasada portugheză. Da. Eu zic, dar poate să vină și Blandiana, că eu nu voiam să fiu numai eu cu bătrânul. Da, nicio problemă așa. Bă, și mă duc seara cu Blandiana la ambasada portugheză. Ajungem la ambasada portugheză, sunăm acolo, nu vine nimeni, pun mâna pe clanță, intru în curtea ambasadei, vine un servitor în livrea, ce-o problemă, ne invită pe un hol, foarte frumos, în fine, apare și ambasador, era o poetesă, nu mai știu cum o cheamă, celebră, așa, și vreo 80 de ani, așa, și Eugenio de Andrade, și în fine, și... Păi măsuța erau tot soi de covrigei, de nu știu ce, și pun pe la mine... Tot covrigei. Păi zic, crezi că urmează ceva sau... Și ne-am aruncat eu cel puțin să ciugulim acolo în draci, așa. Băi, și la un moment dat vine alt servitor, așa, trage de o... de asta, să dau niște draperii deoparte și o masă de 4 ori cât asta de lungă, plină cu pești, cu sosuri. Mama mia. Era ceva incredibil. Și tu sătul cu covrigei. Și noi ne umflase, eu cel puțin mă umflase cu covrigei și cu alune și cu măzlinuțe așa. Deci tot soiul de pești, tot soiul de sosuri. Mă, în fine, dacă ar fi fost un film așa... asta este aventura culinară portugheză de care am avut eu parte la Paris, da? Și cea românească sfârșită cu... Cea românească sfârșită cu... Sau cu... și cu unui schida și cu covrigei. România a trebuit să, la fiecare ambasadă, să aibă o mică expoziție cu chestii de-astea și unde vizitatorilor să li se bage când intră câte o sărmănuță de-aia moldovenească, aia mică, da. Înțelegi, în frunză de viță de vie, știi? Și să bea un păhăruț așa. Fiți convinși că România era în Schengen acum, dacă... Ia mai zic încă una, tu. Femeile din secolul trecut. Și în română, da. Gloriole
O chestie simplă. Am pornit de la ideea că de multe ori ne rămân resturi de friptură sau, cum a rămas mie, de plăcintă, de resturi de pui și nu știu ce. Și mari bucătari, să știi, nu numai... au gândit tot felul de povești. Multe salate de-astea celebre au apărut datorită resturilor rămas și așa s-au combinat ardeiul cop cu aia, cu nu știu ce, cu cărniță, așa a ieșit, eu știu, salata bavareză sau nu știu cum, în fine. Ori am pornit de la ideea că un lucru foarte bun ar fi o umplutură de plăcintă care s-a copt... Genială plăcinta! Genială plăcinta! Genială plăcintă! Cu foi făcute de noi, așa, cu brânză de capră, cu puțină smântână, cu brânză dulce, în fine, o combinație asta. Și atunci am copt niște ardei, pe care îi vedem aici, da? Ardeiul copt este una dintre cele mai fine lucruri. Sunt foarte buni dacă îi umpli și cu salată de vinete și cu carne tocată și cu mirodenii, în fine. Dar eu am făcut o chestie de post, așa, plăcinta aia pe care am frecat-o puțin împreună cu această minune, că este o minune. Ai foarte bun, asta, foarte da? Bun. Cu măcrișul ăsta, care are de asemenea ceapă, ardei, nu știu ce. Am pus și puțină nucă, am stafide. Pus și stafide. A ieșit o mâncare foarte fină, așa, de fapt. Usturoiul ăsta... usturoiul sacrificat, da. Usturoiul sacrificat, ritualic. Usturoiul săracul, vine să plângi de mila. Absolut ritualic, da. L-ai aruncat l-am în mala. L-am aruncat aici. Și a ieșit o mâncare mediteraneană, zic eu. Noi nu suntem chiar la Mediterană, dar suntem. Am moștenit multe lucruri de la... strămoșii noștri romani și de la grecii care și-au făcut colonii, cum am spus eu, pe țărmul Mării Negre. Sosul cu vin, evident, da? Roșiile alea pe care... Nucă zdrobită. Le-am cum? Nucă zdrobită. Nucă zdrobită, da. Aici o chestie, da, și am mai pus și puțină frișcă de-asta neîndulcită. Aici o mâncare... îți umple gura de parfum. Măi, lucrurile simple, vorbeam de lucrurile simple. Și mâncarea asta, de fapt, e simplă, știi? O plăcintuță de a doua zi, cu niște ardei copt, cu puțină roșie, cu... puțin măcriș, da? Întoarcerea la simplitate, ca să-l cităm pe Ernest Berna. Așa ceva nu mănânci nicăieri în lume, de fapt, până la urmă, știi? Da, trebuie să ne întoarcem la simplitate și atunci și viața va fi mai ușoară și fără fatlicuri. Tu te-ai îmbrăcat, însă ca după... moda pe care a lansat-o regina României, regina Maria,
Am mixat care... niște piese, am zis să fac și eu o surpriză, m-am gătit pentru tine, dacă tu ai gătit pentru mine. Mulțumesc. De unde e obsesia ta cu Regina Maria? Măi, nu e obsesie. Deci, pur și simplu, cred că a fost o întâmplare. Am descoperit-o prin scrierile ei, în timpul facultății. Ulterior, acum nu mai știu, vreo 13 ani, cred că eram, eram la Galateca. Mi s-a propus să fac un interviu pentru revista Forbes, ilustrată cu un pictorial la Balcic. Și atunci, pentru prima oară, am ales câteva rochii create de Mihaela Crețescu. Mi-am pus o maramă și cam atât. Și lumea a spus că, bine, era machiată în sensul anilor 20. Și, mă rog, s-a sizat probabil oarecare asemănare. Însă, admirația mea pentru Regina Maria are altă dimensiune, nu doar estetică. Și mă refer la femeia diplomat, la... Da, asta am vrut să spun și eu, să știi. Eu nu sunt regalist, că sunt din lumpen proletariat și prin sânge n-aveam cum să... În schimb, sunt un admirator, cum să spun, al Reginei Maria, care a salvat, de fapt, fără ea n-ar fi fost România Mare. Așa. Și știi de ce? Pentru că ea a fost, după părerea mea, cel mai mare diplomat pe care l-a avut dintotdeauna România. A știut la timp să-l tempereze pe regele Ferdinand, care cu sângele lui german ar fi vrut să fim alături de Germania în război. Și pierdeam Transilvania. Da, și datorită ei s-a făcut România Mare, pentru că regele Ferdinand, pe ultima sută de metri, a vrut să semneze, dar până la urmă n-a semnat pacea de la Buftea, care era o pace destul de rușinoasă. După ce că s-a lăsat praful de țară și guvernul României cu regele și cu toții erau la Iași, și nemții intraseră ca în brânză în așa și urmau să intre în Rusia, s-a semnat acea pace de la Buftea, în care România devenea pitică, așa. E, din acea Românie mică, fiindcă Ardealul rămânea la unguri, așa. În urma faptului că regina a insistat ca regele să nu semneze, am avut un mare noroc. Dar am avut noroc și că ea s-a dus la Paris, că dacă... Asta a fost mare noroc. Oricum și francezii și toți au zis, totuși România până la urmă a semnat, deci nu era în rândul țărilor beligerante care au mers până la capăt. Capotase pe ultima sută de metri. Ei bine, Maria a fost la Paris și a convins pe câțiva și pe... Și s-a întors cu Transilvania. Numai și Basarabia și așa Basarabia. Am devenit parte la acel uriaș ospăț al Europei, în care pentru soarta României a fost ceva absolut miraculos. Regina a fost, în afară faptul că era o scriitoare extrem de talentată, o pictoriță, de nuanțată și de nu știu ce, a fost, încă o dată, a știut să tragă acele sfori nevăzute, care se trag în general în diplomație, dacă ai talentul și geniul pe care l-a avut ea. Și curajul, cum a avut curajul și design în tot. Și iubirea ei față de țară a fost absolut nemaipomenită. Ea era poreclită mama răniților, pentru că tot timpul războiului a mers în spitalele cu țărani de răniți. Și a ținut și jurnalul, pe care mânghia, au fost ceva incredibil, știi? Cât curaj le-a putut da și așa. Tot ei îi datorăm un Art Nouveau românesc, Reginei Maria, plus toată partea de pictura ei, mai puțin cunoscută, acuarelele Reginei Maria, partea de design, a proiectat piese de mobilier. Da, și dragostea ei față de haine. Da, și era colecționar și ea, și nu era colecționar doar de obiect etnografic românesc, ci de obiect etnografic în general. Uh-huh. A făcut călătorii în Maroc și a adus piese de acolo. Uh-huh. Iar, deci săile populare tradiționale le-a dus, le-a făcut cunoscute în toată lumea, ea. Da. Prin imaginea ei, prin felul de a le combina și de a le purta integrate în moda vremii. Dar am sentimentul că noi nu am reușit
să o readucem la odată cu centenarul, memoria noastră. Odată cu centenarul s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu știu, e pentru mod normal. Până în centenar era nimic, era nimic. O mână de fete, încercam să o magiem într-un hotel al unei prietene. Unde? Cu un ceai de la ora 5, într-un hotel Rezidența de Triumf. Făceam un ceai, făcea Oana un ceai dedicat ei. Erau pur și simplu niște chestii punctuale la Galeria Galateca, erau demersuri în sensul de recuperare a imaginii și a memoriei ei. Da, da, noi care facem sărbători de astea sfărăitoare, așa... Dar odată cu centenarul au folosit-o. Ar fi trebuit să facem o sărbătoare dedicată ei, pur și simplu. Pur și simplu au apărut niște monumente urâte. Știi că Ferina totuși era o fire și o văitoare, era mai... Înțelegi? Ea a fost mai bărbătoasă, ca să zic așa. Dincolo de farmecul ei feminin, în București teribil. Avem o lucrare publică, o statuie, o lucrare publică urâtă, urâtă rău, Regina Maria. Na. Alte orașe au fost mai inspirate, asta? Undeva pe cheiul Dâmboviței, deci nu vrei să o vezi. Da. S-au mai făcut niște lucruri, un film, s-au mai făcut niște lucruri grație centenarului. Da, sper să continue cumva campania de mersul. E important. Pentru că este o sursă de inspirație din toate punctele de vedere. Voiam să te întreb, toată această poveste pe care tu o propui românilor cu întoarcerea la genul ăsta de îmbrăcăminte superbă, da? S-a stabilit nu știu ce, parcă o zi, ziua sau cu săptămâna ei românești. Da, așa. Ziua ei în online. Am înțeles că unii zic că nici nu trebuie să-i spunem ei, că nu știu ce, că e cămașă. Da, bun, cămașa cu altiță, tradou în engleză, e complicat. Cum? Dar da, cămașa cu altiță, cămașă, așa? Să zicem. Cine a propus asta? Mă rog, așa a fost înscrisă în UNESCO, meșteșugul cămașe cu altiță, sub această denumire a fost un dosar comun cu Republica Moldova și a intrat în UNESCO și am fost acolo, Mircea, a fost un noroc maxim la Rabat, eram cu expoziție, dar absolut întâmplător, deci nu aveam nicio treabă cu UNESCO, dar am început un demers în urmă cu câțiva ani în care am pus în dialog textile din alte spații etnofolcloice îndepărtate, dar a căror denumire a intrat așa în limbaj universal și am avut Kimonoul întâlnește ea, o expoziție foarte mare la Arcub, după aceea am avut Sariul întâlnește ea, iar Caftanul întâlnește ea n-a mai avut loc la Arcub, ci fix în Rabat. Prin ambasadă am fost invitată și s-a nimerit, deci asta a fost o întâmplare super fericită, ca această comisie UNESCO să fie acolo fix în momentul acela și fix în momentul acela se vota intrarea cămășii cu altiță în partea în UNESCO, practic. Așa că m-am trezit la expoziție cu comisia. Și am avut mare, mare noroc că m-a iubit prințesa din Haifa, din Arabia Saudită. Purtam un veșmânt care părea ușor caftan, era din Oltenia. Dar era un veșmânt de secol XIX, țesut și brodat în manieră țărănească, dar era boieresc. I-a plăcut probabil foarte mult cum am fost îmbrăcat, a venit înspre mine și am povestit niște lucruri care cu siguranță nu erau în acel dosar, care nu mai trecea, că se tot amâna. Și m-a rugat să rezum în două cuvinte ce înseamnă pentru o româncă ia, cămașa. Pentru că, sigur, au toate țările cămăși, poate unele mai frumoase. Foarte multe similare, Mircea. Și atunci am făcut cumva un rezumat dintr-un citat al profesorului Sorina Pan și am făcut ochii așa mari și am zis templul la purtător. Și atât de mult i-a plăcut chestia asta, încât templul la purtător. Pentru că îi vorbisem de cămașa de ciumă, de ia de ciumă, cum se confecționa, de partea ritualică a poveștii. Și în momentul în care a doua zi s-a votat, așa a început, că a fost într-o expoziție, că a întâlnit o femeie care i-a spus chestia asta și a trecut dosarul. Tu ai inventat asta cu templul la purtător? Nu, Sorina Pan. Am făcut un rezumat dintr-un citat mai lung al profesorului Sorina Pan. Care a vorbit ca nimeni altul vizionar despre costumul țărănesc. Da? Pentru că eu nu-l știu și îmi pare rău. Trăiește încă, nu? Nu, din păcate. Nu mai a murit foarte tânăr. Ce rău îmi pare, știi? A fost coleg de armată cu Patapievici.
Și-a avut și-a avut o emisiune cu Patapievici, se poate vedea în online foarte tare și pe tema asta. Și pe la ce vârstă am uitat? Tânăr, foarte tânăr, din păcate. Da. Un filozof al etnologiei, ca să zic așa. Da, încă e nevoie. Da, da. Pentru că la Chiciu, care ne strivește de dimineața până seara, la toate televiziunile. Da, și cu ziua ei, sigur că zic mulți că nu e ok și poate nu este ok, categoric, pentru că a fost suprapusă peste sărbătoarea de sânziene și atunci, cumva, a canibalizat sărbătoarea și a omorât-o. Mă rog, a fost arată special data asta, era și o zi, era și în apropiere de solstițiu și magică și ceruri deschise și Eliade și era bine. Însă, sânzienele nu sunt în toată România, deci nu se numesc așa, există și Drăgaica, în sudul țării e Drăgaica. În ultimii ani a dispărut termenul, peste tot se sărbătoresc sânzienele. Deci s-a întâmplat rău până la urmă cu ziua ei de sânziene, pentru că pierdem Drăgaica, pierdem ultimile relicve din hotarul satului, dar bine, asta din păcate e. Am pierdut, măcar să salvăm ea. L-am pierdut pățăranul român, ca să zic așa, că totuși din cei 5 milioane de oameni care au plecat din țară, 4 sunt oameni de la țară, știi, care au forța de muncă. Așa. Și evident că și obiceiurile s-au dus naibii și în fine. Noi le numim generic I. Spunem generic așa pentru că ele au diverse denumiri. Sfăcel, spătoi, cămășoi, cămeș. Din zonă în zonă. Dar cămașe cu altiță nu e în toată România, cum nici doină nu e în toată România. Da. Nu există. În Ardeal, de exemplu, în Maramureș, în Oaș. La nivel de Românie, sigur, există muzeul ăsta al țăranului român, unde sunt exemplare, dar tot nu are... ar trebui un templu al acestor haine, nu? Da. A fost un muzeu al costumului și, nu știu, a dat faliment, s-a închis, habar n-am, deci a dispărut. Da. Este trist, auzi că muzeul costumului nostru național a dat faliment. Da, deci nu mai există. Da, era la Casa Poporului, oricum era nefericită asocierea. Da, în orice caz. Eu tot spun că... Dar știi ce, nu există mici, suntem singura țară care nu are așa ceva, un muzeu al modei urbane. Pentru că muzee etnografice sunt în toată țara, în București are 3. Avem Muzeul Satului, colecție de veșminte țărănești, Muzeul Țăranului Român, avem Casa Clopoței, Muzeul Minovici, deci sunt 3 etnografice și niciunul de modă urbană. Și ar fi foarte interesant. Pentru că ne-a manifestat cumva, româncele de astea erau fabuloase, că mixau elemente venite din Occident cu bizantine, cu orientale, cu șalvari, cu Orient, transparență. Cu Europa, da. Am și o poezie, ba Europa, ba Orient. În fine, măi, în orice caz mi-a făcut mare plăcere să te revăd și în ținuta asta de prințesă. Mi-a Îți făcut mare plăcere că ai venit cu această mare artistă care n-are granițe în a bântui cu talentul ei prin muzicile mai multor popoare. La un mare poet nu poți veni cu mâna goală. Da, mulțumesc! Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma sabe Dios qué angustias te acompañó y qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar
stiga de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos y algas y de coral y fosforescentes caballos marinos serán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a nadar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si ama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si ama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, y que poemas nuevos fuiste a buscar. Y una boda antigua de viento y de sal te requiebra el alma y le está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Frumusețea disperării, știi? Maria ne descântă, nu ne cântă. Da, disperarea frumuseții. Disperarea, nu, nu ca impresia că muzica e făcută să râzi. Nu. Muzica e făcută să plângi. Da, dar și râzi în timp ce plângi. Da. Ia mai zi. Să cânt Cristina. Da. Ca să mergem acasă, liniștiți. Ok. București, eu mă uit la tine.
peste București. Eu mă uit la fete, dar văd că nu ești. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la tine, dar văd că nu. Disponibil pe primaplay.ro.